Bună seara, stimați telespectatori, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Reușita. Ne aflăm la cazinoul din Sinaia, unde astăzi a avut loc un eveniment de referință pentru acest oraș, lansarea unei lucrări intitulată Sinaia, orașul elitelor, o lucrare scrisă de invitatul nostru din această seară, invitat special la emisiunea Reușita, domnul arhitect Dan Manea. Aș vrea, în primul rând, să vă spun bună seara și bun venit la emisiunea noastră. Dar până să începem emisiunea propriu-zis, aș vrea să fac, să citez dintr-o declarație a domnului Constantin Bălăceanu Stolnici ce înseamnă orașul Sinaia. Este unul din acele paradisuri cu care orice țară se laudă. Este un omagiu adus unei localități care a fost și locul unor extraordinare evenimente istorice. Este o carte care te îmbie să te duci la Sinaia nu numai ca să te destinzi sau să te bucuri de priveliștile pe care ți le oferă, ci și ca să pornești în pelerinaj într-un loc istoric de o deosebită importanță. Noi ne propunem în această seară să facem un pelerinaj în activitatea dumneavoastră profesională și aș vrea să ne spuneți când a început această activitate, nu neapărat legată strict de această lucrare. Ca arhitect, sunt în Sinaia și lucrez de aproape 30 de ani. Să fii arhitect în Sinaia este un adevărat privilegiu, pentru că ești înconjurat de lucruri frumoase, făcute de cei mai importanți arhitecți ai acestei țări. Este și o mare răspundere, pentru că nu poți pune alături de niște clădiri reprezentative ceva mai puțin reprezentativ. Ca scris, lucrurile au început nu de foarte multă vreme, cred că sunt 3 sau 4 ani de când am început să scriu articole legate de Sinaia. E vorba de o campanie care se numea Salvați Sinaia, să nu vă gândiți la ceva apocaliptic. Deci era pur și simplu un titlu pentru această acțiune și sigur că în 3 ani de zile s-au adunat prin presa locală și prin presa regională vreo 100 de articole care la îndemnul editorului meu au prins conturul acestei cărți. De unde pasiunea dumneavoastră pentru arhitectură? Pasiunea de despre arhitectură nu știu să vă spun. Deci e o chestie care cred că așa m-am născut cu ea. Aș putea să vă spun cu toată sinceritatea că niciodată nu mi-am dorit să fiu altceva decât arhitect. Cred că e ceva interior, da. Care au fost primii dumneavoastră pași în această meserie? Unde ați făcut școala? Ce ați putea să ne spuneți despre trecutul dumneavoastră? Deci mi-a plăcut foarte mult să desenez. Inclusiv la liceu aici în Sinaia, era liceu George Enescu, domn profesor Beiu, mergeam la Casa Pionierilor și făceam cursuri de desen. După aia am aflat despre arhitectură de la câțiva colegi arhitecți tot din Sinaia. Am făcut un pic de pregătire, am dat examen la București, la Ion Mincu, am intrat. Au urmat 6 ani foarte intenși de arhitectură, cu niște distinși profesori, după care m-au apucat de treabă, ca să zic așa. Stagiatura am făcut-o în Călăraș, odată cu noi, prima echipă de arhitecți repartizați la Călăraș, s-a înființat și Institutul de Proiectări de acolo, deci am fost prima generație de proiectanți într-un județ tânăr, după care am revenit aici și nu-mi pare rău. E o chimie, e o simbioză care te îndeamnă la un moment dat să te întorci și am dat peste acest oraș pe care încet, încet am ajuns să-l redescopăr. Pentru că, așa cum spuneam și în prezentare, dragostea și prețuirea pentru un lucru vin din cunoaștere. Nu poți prețui dacă nu cunoști. Este motoul pe care l-am scris pe această carte. Și așa s-a întâmplat și cu mine. Mi-a plăcut Sinaia, am aflat lucruri despre ea, mi-a plăcut și mai mult, am aflat alte lucruri despre ea și iată, am ajuns să scriu o carte. Cum se vede Sinaia prin ochii unui arhitect? Sinaia este un oraș absolut special.
Este orașul cu cele mai multe monumente istorice pe cap de locuitor din România. Sunt străzi și sunt zone în Sinaia în care densitatea de frumos și de valoare, efectiv, ăsta e respirația. Sinaia este capitala de vară a României, a fost. Este orașul cu două gări regale destinat vizitelor unor reprezentanți la cel mai înalt nivel. Este orașul în care oprește Orient Expressul, ceea ce pune Sinaia pe o hartă extrem de selectă alături de mari orașe și capitale din Europa. Este capitala turismului românesc. Este un oraș foarte, foarte special. Aș putea spune că, de fapt, istoria ultimilor 150 de ani ai acestei țări se împletește foarte strâns cu istoria orașului Sinaia. Și spuneam în prezentare, spre dovadă, imaginați-vă patrimoniul național al României fără Castelul Peleș. Nu se poate. Imaginați-vă România fără Sinaia. Câte evenimente lipsă, câte decizii importante neluate, câte biografii de oameni celebri nescrise, câte pagini de istorie lipsă, câte povești nespuse. Nu se poate. Dacă ar fi să faceți o ierarhie a clădirilor simbol ale acestui oraș, v-ar fi greu? Da, cu siguranță. Sigur că Peleșul deține o supremație la capitolul ăsta, fiind probabil cel mai cunoscut, dar sunt foarte, foarte multe locuri și foarte multe clădiri importante, poate nu prin valoarea casei în sine, dar prin evenimentele care s-au întâmplat acolo, prin personalitățile care le-au populat la un anumit moment dat. E foarte greu de făcut o ierarhie. De ce Sinaia, orașul elitelor? Și haideți să intrăm puțin în miezul acestei cărți. Nu o vom răsfoi acum, dar o veți răsfoi dumneavoastră prin vorbe și le veți spune și telespectatorilor emisiunii noastre. Ce ați prins în această carte? Ce trăire ați avut? Cât timp v-a luat această lucrare? Și ce emoții ați avut, dacă ați avut, la lansare? N-am avut emoții la lansare. În schimb, mi-a plăcut ceea ce s-a întâmplat. Munca de aici este șirată, v-am spus, pe vreo 3 ani de zile, în care s-au tot adunat documente. Cartea este... Nu prea știu să vă spun ce este, pentru că eu vreau să cred că e mai mult decât o monografie, deși are foarte multe date istorice în ea. Nu este un album de fotografii, deși o să găsiți peste 900 de imagini, din care foarte multe sunt preluate din ilustrate și din gravuri vechi. Eu mi-am dorit ca această carte să fie, dacă vreți, o plimbare pe străzile și prin istoria orașului Sinaia. O plimbare în care lucrurile se văd până ochii unui arhitect îndrăgostit de orașul lui. De ce orașul elitelor? În momentul în care familia regală a hotărât să-și stabilească reședința la Sinaia, regele Carol I a făcut câteva lucruri fundamentale pentru orașul ăsta, în sensul că a fixat un standard și a oferit modelul exemplului personal. Și prin lucrurile astea a reușit să pondereze, dacă vreți, elanul celor care vreau să vină neapărat la Sinaia, pentru că, desigur, în jurul familiei regale s-a adunat toată nobilimea, toată prodipendada de la acel moment. Prezența regelui aici a fost, și a familiei regale, a fost un lucru determinant pentru istoria viitoare a orașului Sinaia, oraș care, din cauza asta, a fost tot timpul cu un pas înaintea vremii în care se afla, pentru că toți cei care veneau aici, mă refer la aristocrație, aduceau cu ei ceea ce vedeau în vestul Europei. Pe de altă parte, Carol I a adus pentru realizarea castelului meșteri străini în toată Europa. Și
au fost decideile venite din străinătate, dar a fost un lucru foarte important și meșteri în stare să execute. Așa au apărut minunatele clădiri din cartierele Furnica și din zona imediat învecinată Peleșului. Asta este orașul elitelor. Gândiți-vă că pe străzile Sinaie te puteai întâlni cu regele, te puteai întâlni cu Enescu, te puteai întâlni cu Nicolae Iorga, te puteai întâlni cu Caragiale în fiecare weekend, dacă vreți. Cam ăsta a fost standardul pe care l-a avut Sinaia în perioada regalității. Ați amintit câteva nume și ați devansat oarecum întrebarea mea, dar vreau să ne spuneți și ce alte personalități, poate unele mai puțin cunoscute, poate oameni pe care dumneavoastră i-ați prins în această lucrare, care au scris și ei o mică pagină din istoria orașului. În carte există un capitol care se cheamă De ce Sinaia? La capitolul De ce Sinaia, cred că este o înșiruire care atinge aproape 100 de nume de personalități culturale, artistice, istorice, politice, care toate au avut de-a face cu orașul Sinaia. E o listă foarte lungă. Aproape că nu știu să vă spun cine n-a avut, probabil că ar fi mai simplu să vă spun cine n-a fost la Sinaia decât cine a fost la Sinaia sau cine a avut legături cu orașul Sinaia. Dacă ați fi acum, imaginându-ne, ghid turistic și ar veni un grup de oameni din străinătate, de turiști, și v-ar cere pentru un tur al orașului, pe unde i-ați plimba? Ce obiective le-ați recomanda să vadă? Alături de carte există și o hartă. În harta asta am propus câteva trasee, la pas, le-am spus eu, prin oraș. Sigur că este un traseu care este cel mai cunoscut, i-am zis eu, de la origini la apogeu și care cuprinde zona istorică a orașului, axată în special pe Peleș, dar există un traseu al clădirilor centenare care cuprinde hotelurile din jurul parcului central, cazinou, gara regală. Este un traseu foarte scurt și foarte, foarte dens. Există un alt traseu legat de contactul orașului cu cadrul natural, deci un traseu ocolitor, un traseu din care vezi orașul de sus, în care vezi orașul ca un anfiteatru, în care vezi casele, așa cum scriam eu, acoperișurile caselor se văd presărate prin pădure, precum pălăriile roșii ale unor ciuperci în păinițele de munte. Sunt multe variante alternative, există și varianta zonei centrale, unde se îmbină nou cu vechiul. Sunt patru astfel de trasee cu două extensii, una spre cartierul Cumpătu și alta spre Biserica Sfântului Ilie, zone mai puțin circulate, care sunt pline de valoare și au o consistență deosebită. Se pot urmări aceste trasee. Ca obiective de referință în Sinaia, ele rămân Mănăstirea, Peleșu și Casa Memorială Georgenescu. Spuneați că această lucrare s-a bazat și pe multe articole apărute în presă, dar totuși acele articole au trebuit legate, a fost necesară o muncă pe care dumneavoastră ați desfășurat-o în cât timp? A fost necesară o muncă pe care nu am anticipat-o. Se pare că nici editorul nu a anticipat-o, pentru că materialul a ieșit extrem de complex. Ne-a luat peste un an de zile să punem cap la cap articolele și nu numai, pentru că au apărut multe lucruri noi, dar a fost o chestie pasionantă, așa. Aș putea spune că colegii și prietenii mei din editură au lucrat cu plăcere la cartea asta și asta se va vedea. Dumneavoastră ce simțiți în aceste momente? Iată, la aproape o oră de la lansarea efectivă a cărții, au fost foarte mulți oameni care au solicitat și autografe de la dumneavoastră? Da, sigur, e normal să fac acest lucru și le-am oferit cu plăcere, sigur că da, o să o fac în continuare, oricui dorește. Ce să vă spun că simt? E, nu, nu
nu-mi dau seama în momentul ăsta. Cred că este un pas, cred că este o foarte mare realizare în ceea ce mă privește, una dintre cele mai mari, probabil, din viața mea. Și am o mulțumire, sigur că am o mulțumire, că poate reușesc să transmit și celorlalți ceea ce am văzut, ceea ce am înțeles eu. Poate că este, o să-i ajute să vadă altfel orașul ăsta și pe sine să fie mândri, pentru că pot fi mândri de acest oraș. Ce planuri de viitor aveți în acest moment? Ce vă vine în minte? Să scriu o carte despre Sinaia. Deci nu glumesc, nu glumesc, pentru că îmi doresc foarte mult ca această carte, care nu este terminată, nu poți să termini o carte despre Sinaia, tot timpul afli altceva, să se îmbogățească cu alte informații venite de la oameni care au citit această carte. Vreau ca ea să fie perfectibilă, vreau ca ea să evolueze și vreau să apară o nouă ediție, nu știu în cât timp, în care să cuprind și alte povești și alte imagini, pentru că Sinaia merită lucrul ăsta. Pentru că aveți experiență și nu vă limitați doar la Sinaia, cum vedeți în momentul de față Valea Prahovei și ce perspective are? Valea Prahovei, din punct de vedere turistic, este probabil zona cu cel mai mare potențial din România. Șansele ei de dezvoltare în acest sens au fost croite încă de la început. Cred că ăsta e drumul. Șansele ca zona să devină o zonă turistică foarte importantă există, trebuie doar valorificate. Personal, mă gândesc foarte mult la o privire generală atunci când vorbim de Valea Superioară a Prahovei, adică încă de când s-au făcut localitățile astea, ele au fost specializate pe anumite domenii. Sinaia era un oraș de fițe și poate rămâne o capitală a turismului cultural și se poate dezvolta ca atare. Bușteniu a fost un oraș mult mai dinamic, Poarta Bucegilor, leagănul alpinismului românesc. Sigur că acolo se poate face un alt fel de turism. La fel și în Azuga. Eu văd că toate aceste localități ar trebui să conlucreze și să creeze o zonă în care se poate face orice fel de turism, un turism integrat, și cred că în felul ăsta zona s-ar ridica extrem de mult. Adică fiecare localitate să ofere ce are ea mai bun. Sinaia are Peleșul, Bușteniu are muntele, Azuga are Munții Baiului și are agroturismul și are... Deci sunt zone complet neexploatate. Dacă ar fi să trageți o concluzie și vis-a-vis de această lucrare și vis-a-vis de turismul de pe Valea Prahovei, ce ați spune? Știți cum e? Era o cugetare. Secolul 21 va fi un secol religios, sau nu va mai fi deloc, da? Am putea spune că Valea Superioară a Prahovei va avea un viitor turistic sau nu va avea niciun viitor. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară la emisiune. Vom vedea un scurt calup de publicitate și apoi împreună ne vom uita să vedem ce au declarat și alte personalități care au fost prezente la acest eveniment. Încă o dată vă mulțumesc, iar pe dumneavoastră, stimați spectatori, vă las în continuare alături de emisiunile postului nostru de televiziune și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Reușita. Până atunci, să aveți parte numai de realizări!
bine să crezi? E de înțeles! Avem cea mai bună ofertă la Volkswagen Polo prin programul Remat. Prețuri începând de la 9.070 euro, inclusiv TVA. Volkswagen. Das Auto. Coralimpex, numărul 1 în activitățile de deratizare, dezinfecție, dezinsecție și tratamente fitosanitare, înseamnă calitate la standarde europene la cel mai bun preț. Seriozitate, competență și profesionalism numai la Coralimpex. Vino la Lexis Ploiești pentru a învăța repede și bine o limbă străină. Cu o experiență de 20 de ani și recunoaștere internațională prin cursurile de pregătire pentru examenele Trinity și Cambridge, școala Lexis Ploiești oferă cursuri de învățare a limbilor engleză, franceză, germană, rusă, spaniolă și greacă pentru copii și adulți. Lexis Ploiești, dedicată excelenței. Strada Democrației, numărul 24A, telefon 0244 542 303. De la 1 martie vă așteptăm și la cursurile de limbă italiană. Laboratoarele ProWater Ecosystem oferă servicii de analize pentru ape uzate industriale, menajere și de răcire, dar și determinări de noxe profesionale în mediul ocupațional. ProWater Ecosystem. Respect și integritate pentru mediu, calitate și conformitate pentru ape. Suntem din ce în ce mai mulți. Suntem din ce în ce mai pretențioși. Cu toată dezvoltarea tehnologică extraordinară, omenirea nu a reușit până acum să producă apă, gaz sau petrol. Omenirea a găsit însă soluții inteligente pentru a economisi, a gestiona resursele pentru cât mai mult timp și a le reînnoi. Toate aceste soluții poartă un singur nume: Veolia. Regenerăm resursele planetei. Renault Talisman este o declarație de intenție a grupului francez, prin care aceștia vor să facă un pas important înainte în ceea ce privește inovația și tehnologia în gama de limuzine D. Aș menționa aici doar două inovații, mai precis tehnologia Ford Control, care înseamnă patru roți directoare. Cu alte cuvinte, când șoferul schimbă direcția mașinii, roțile din față, se spune, virează dreapta și cele din spate virează stânga. În acest fel se mișorează foarte mult raza de virare a mașinii. Iar a doua inovație, care e foarte importantă, este tehnologia Multisens, prin care cu o simplă apăsare de buton, șoferul poate schimba modul de conducere al mașinii. Se spune, de la un mod sport, la un mod mai agresiv, la un mod mai elegant, la un mod mai ecologic. Renault face această inovație, acest pas înainte, tocmai pentru a se diferenția și a crește poziționarea brandului din mediu înspre premium. Prețul, firește, este unul atractiv. Am putea spune că spre prin ceea ce oferă mașina, prețul chiar este foarte bun. Pleacă de la un 21.000 de euro până la 31.000 de euro în funcție de mai multe motorizări și mai multe opțiuni. Tot ce vă putem spune este că e bine să o încercați. Prin vorbe se pot spune multe. Noi vă așteptăm la sediul nostru din Ploiești, Serus Ploiești, lângă platforma comercială Auchan, și acolo avem două mașini non-stop pentru a fi testate. Ce puteți să ne spuneți despre această lansare de carte de aici, de la Sinaia, și cât de importantă este ea pentru cei care iubesc în general Sinaia, Valea Prahovei? O lansare de carte realizată la cazinoul din Sinaia este un vis frumos împlinit. A fost extraordinar faptul că atât de multe entități din cadrul orașului și autoritățile locale, primăria,
și investitorii locali, hotelierii care realizează aici servicii de turism de înaltă calitate s-au raliat proiectului și că au permis organizarea unei asemenea lansări de carte, care vă spun sincer că mi-a excedat și cele mai frumoase așteptări. Dar cred că cel mai important lucru este faptul că sinaienii și invitații din afara orașului care prețuiesc orașul și valorile noastre au putut să se bucure de o asemenea lansare și consider că acest model trebuie replicat în cât mai multe cazuri posibile, de așa manieră încât cultura românească și ceea ce avem noi mai de valoare să poată fi cunoscut de către cât mai mulți concetățeni, dar și în afara țării. Țin în mod special lucrul acesta și mă bucur foarte mult că am găsit sprijinul necesar să putem face acest proiect editorial la nivelul la care am reușit să-l aducem până acum. Mirela Matia, sunt director general Blue Masters Marketing, compania care s-a ocupat de editarea cărții Sinaia, orașul elitelor. Sinaia, un oraș al regalității, Sinaia, așa cum scrie și pe cartea domnului arhitect Manea, pe care cred că ați prezentat-o, un oraș al elitelor. Paralela cea mai bună care se poate face între Sinaia, oraș al regalității române, este aceea cu o localitate din Franța, care se cheamă Versailles și este un oraș al regalității franceze. Amândouă au fost constituite în jurul unor castele făcute de regii, de Ludovic al XIV-lea în Franța la 1682, iar Sinaia s-a constituit practic în jurul Peleșului, făcut de către regele Carol I la 1883, inaugurat de către Carol I. Și Versailles acum 300 de ani și Sinaia acum 150 de ani erau două cătune, cum se spune, sau un sătuc. S-au dezvoltat în jurul acestor investiții regale și acum Versailles este un oraș cu 100.000 de locuitori, Sinaia este un oraș cu 11.000 de locuitori, în care majoritatea lucrează în turism. S-au dezvoltat, au crescut și așa cum spunea cineva aici, nu cred că ne putem imagina astăzi România fără Sinaia și regalitatea fără Peleș. Este un oraș în care turismul investește, este un oraș în care dacă nu ar fi turism, nu ar mai exista nimic. S-a încercat în vremea comunismului o industrializare forțată a orașului, din fericire nu s-a reușit și astăzi Sinaia revenind la ceea ce era acum urmă cu 60-70 de ani. Un oraș al turismului, un oraș al elitelor. Ca investitor în turism în acest oraș, ce ne puteți spune despre potențialul lui? Sinaia are un potențial fantastic și un viitor extraordinar. De departe, este cea mai frumoasă stațiune din România și noi care am investit în turism în orașul Sinaia avem speranța că toate aceste investiții la un moment dat se vor întoarce înapoi. Ca vizitator de weekend al orașului Sinaia, am aflat despre această lansare și am venit cu interes, plec cu bucurie. Am văzut o carte minunată, amintiri despre un trecut frumos și de care trebuie să fim mândri și perspectivele unui viitor bun. Cred că valorizarea și valorificarea, să o spunem deschis pentru o televiziune de business, și valorificarea patrimoniului istoric al orașului Sinaia este o soluție foarte, foarte bună pentru viitor, pentru dezvoltarea economică, pentru relansarea economică a zonei. Sinaia, orașul elitelor, e chiar un proiect cultural extrem de important pentru orașul nostru. Mi-arată încă o dată că cel mai mult contează oamenii care locuiesc în acest oraș, cei care zi de zi trăiesc aici și care pun fiecare și aduce contribuția fiecare la dezvoltarea orașului, la viitorul acestui oraș. Iar faptul că un sinean, cum este arhitectul Dan Manea, a creat un astfel de proiect cultural, nu poate decât să mă facă să fiu foarte mândru de acest lucru și sper ca în viitor, alături de Dan, să facem încă multe alte proiecte de reconstrucție a orașului și de dezvoltare. De unde a venit ideea acestei cărți? O carte care trebuia scrisă de mult. Știu că Dan este pasionat de Sinaia și cred că oricine care locuiește aici sau intră în contact pentru o perioadă mai îndelungată de Sinaia se îndrăgostește iremediabil și pentru totdeauna, iar încet, încet Sinaia poate fi descoperită. Eu locuiesc aici de aproape 50 de ani
și credeți-mă că și acum sunt momente în care descoper zone noi sau aflu lucruri care nu au fost scrise nicăieri despre Sinaia. Sinaia este un oraș miraculos și merită toate scrierile care se fac despre Sinaia. Ce vă spun cei care vă vizitează orașul, ca și oameni de afaceri, ca și turiști, când vin aici? Turismul în ultimul an de zile a crescut foarte mult. Faptul că orașul a avut acel proiect de regenerare urbană a însemnat extrem de mult pentru cei care locuiesc. Sper că încet, încet nivelul de trai în Sinaia să crească. Mai ales turiștii străini sunt impresionați. Nu pot realiza că într-o țară ca România poate să existe ceva asemănător cu orice, să zic, stațiune de elită de oriunde din Europa sau chiar din lume. Asta înseamnă că încă avem o mare problemă în a ne promova, o mare problemă în a scoate lucrurile pozitive în evidență. Cred că avem mult mai mult de arătat exemple cum e orașul Sinaia, în antiteză cu cercetătorii sau romii care creează probleme în diverse țări din Europa. Aceasta este și misiunea noastră la emisiunea Reușita, să promovăm aspecte pozitive. Și aș vrea să vă întreb care sunt proiectele care vi le-ați propus pentru acest an. Anul acesta ne-am propus să promovăm în mod chiar agresiv orașul Sinaia, să fim prezenți la târgurile internaționale, la Berlin, la Londra, pe de o parte. Pe de altă parte, vom continua cu acele trasee la pas pe care am văzut că și Dan Manea le-a menționat în carte. Sunt foarte multe trasee de plimbare, de promenadă prin Sinaia, care vin ca și o noutate în ceea ce înseamnă turismul cultural. Și sper ca anul acesta din ce în ce mai mulți din cei care vizitează orașul să le folosească din plin. Întâia pentru oraș și pentru faptul că, așa cum spuneau cei care au editat-o, 2 ani de zile de acum încolo se va face o promovare agresivă a ei. Se pliază perfect pe planurile pe care administrația locală le are. Cum spuneam și noi, vrem să promovăm orașul și o vom folosi oriunde, la târgurile de turism, la întâlniri, la evenimente, mai ales că în carte sunt foarte multe lucruri și este plină de imagini vechi, imagini actuale, imagini de la legate de arhitectură, de evenimente, dar și mai ales trăiri și simțiri a celor care au trăit aici în Sinaia.